Acum două zile, mai precis în noaptea de sâmbătă spre duminică s-a uh, sărbătorit învierea, învierea Domnului. Uh, cuvântul înviere este un cuvânt format pe teren românesc de la verbul a învie, a învie care astăzi este dispărut, a semnat din toate timpurile trezire la viață revenire la viață după moarte. A fost și este cuvântul folosit pentru sărbătoarea creștină a Paștelui, în care se comemorează revenirea la viața lui Isus Hristos și, în plus, pentru slujba religioasă care se oficează în noaptea Paștelui. Am spus la început că acum două zile am sărbătorit am asistat la această slujbă și se spune în mod curent, mergem la înviere, înțelegând, înțelegând prin aceasta la slujba respectivă. Prima atestare a cuvântului, în limba română este foarte veche, apare în codicile voronițiane, deci în secolul al XVI-lea, unul dintre cele mai vechi texte românești. A învie, despre care am spus că azi a dispărut, a existat în textele noastre vechi. În, și în forma, sau alături de forma, fără prefix, a vie, a vie. Este un cuvânt care continuă latinescu vivere, cu prefixul în, deci formație românească. În secolul al XVII-lea și al XVI-lea, chiar la sfârșitul secolului al XVI-lea, Verbul a vie și a schimbat conjugarea, a trecut de la conjugarea a treia la conjugarea a întâi. Și a devenit conjugarea a treia era din motive pe care nu le mai evoc aici, mai slab în acest punct, și a trecut la conjugarea a întâi și a devenit a învia. Deci învia este o, forma, o formație mai târziu. S-a întâmplat același fenomen ca la adăuga, care este forma recentă pentru vechea formă de conjugarea a treia, era a adauge în limba veche. Deci, termenul înviere se păstrează din epoca în care uh, verbul era de conjugarea a treia, deci de la verbul a învie. Câteva cuvinte despre acest avie care însemna a trăi, pentru că el vine din latinescu vivere. Este un cuvânt transmis tuturor limbilor romanice, dar care a dispărut în română păstrându-se doar într-un derivat. O să vedem mai târziu că e un fel de a spune că s-a păstrat numai sub formă de derivat. Într-o discuție pe care am avut-o cu un prieten de-a meu, nu știu cum a venit vorba și la un moment dat, am zis, da, de unde vine cuvântul acesta a când a dispărut, pardon, când a dispărut cuvinte, cuvântul avie și uh, nu-l mai avem astăzi. Sextil Pușcare a dat o explicație ingenioasă care este în general acceptată și anume, el spune că în istoria limbii române, la un moment dat, uh, sunetul N urma de un, de un I, nu? Devine niu și apoi dispare. Deci, dintr-un cuvânt ca venio, din latină, am avut uh, viniu formă care există și astăzi uh, dialectal și la, la români. Și, după a, a, acest niu a început la un moment dat să se prefacă în i. Cum avem la calcaneum călcâi, care a trecut printr-o formă călcâni, care există și astăzi în banat. Deci, în momentul în care N a trecut la I, ce s-a întâmplat? La ce s-a ajuns? S-a ajuns ca Venio, acela care a trecut prin Viniu, să devină Viu. Eu Viu, cum spunem și astăzi. Acest Viu devine omonim cu Viu, care, însemnă, care vinea din latinescu Vivo. Eu trăiesc sau eu am înviat, nu? Au apărut confuzii supărătoare și din această cauză a fost părăsită forma vie din română și a fost înlocuit cu verbul a trăi din slav. V-am obișnuit să spun ce se întâmplă și în limbile romanice occidentale și am procedat astfel din două motive. Pe de o parte, să se înțeleagă mai bine ce s-a întâmplat în română și, pe de altă parte, să satisfac curiozitatea unora care vorbesc și alte limbi romanice, mai ales franceză. Și vă spun, de exemplu, că în franceză, pentru înviere, se folosește și cuvântul resurrection, care este un cuvânt împrumutat din latina bisericească, resurrection, atenție, care este derivat dintr-un verb resurgere, a se ridica din nou, a se scula, care mintește forma românească a se scula din morți sau a se scula din mormânt. Sinonime a, lui, a învie. În textele vechi există și verbul și substantivul sculare și sculat pentru înviere.